Ok, hai să vedem. Foarte ok perspectiva, ia une chiar și întărește și în spate. Da? Întărește liniile astea de construcție din spate. Nu o să-ți vină firesc, dar dată o să o faci oricum. O să ai impresia că strigi desenul, dar întărești pur și simplu peste. Și după aceea o să luăm frumos să folosim diagonale, da? Ca să împărțim ăsta în pătrate similare. Da? Foarte bine. Este un pic cam lung pe fața asta, trebuie să aibă o față care se vede mai puțin. Aș mai scurta un pic fața asta, știi? Să vină cam până aici, mai retragem din geamurile astea. Și la fel, construit în spate. Da? Foarte bine, next. Da, nu e rău. Ăsta era mai cărnos în compoziția originală, știi? Da, spune-ți ce n-ar fi. E ceva aici în planșa asta care nu arată bine. E un cărămid astea, n-am văzut pe nimeni făcând cărămizi de astea micuțe 0-3 pe 0-1 și punându-le una peste alta, știi? Asta ar merge în viața reală dacă omul e atâta. Dar omul nostru este imens, da? Așa că hai să scăpăm de cărămida asta. Lemnul ăsta e un pic cam ciocolatiu. Așa că să-l faci mai cu degradeu la linie. Da? Și cu o umbră purtată aici. Da? Ștergem ăsta să-l faci din altceva, nu știu, tot din lemn. Mouse-ul ăsta merge ca, știi, flutter-ul în partea asta, da? Și cu un background și aia e, da? Next. Dar asta nu este planșa exact care ai făcut-o la pregătire, adică ce ai făcut, i-ai mai dat două? Nu cred eu că poți să reiei o planșă să fie perfect. Da, ți-am pus și notă pe aia, deci te rog, altă planșă. Nu știu ce ai înțeles, dar nu, altă planșă, da? Și cu elipsa asta mai mare, da? Și aici are o elipsă. Să o construim. Cum o construim? Da? E ridicol cât de enervant e mouse-ul ăsta. O secundă. O să iau tabletă până la urmă să fac tabletă. Da? Ceva de genul ăsta, să zicem, da? Hai să reluăm compoziția, n-am ce să-ți corectez, că ți-am corectat deja. E ok așa, e finuț, dar... Stai, că e o greșeală de perspectivă. Nu are cum să cadă o umbră așa. Poate în cel mai bun caz așa ceva, știi? Și vine în perspectivă. Hai. Nu e rău, dar asta e prea mică. Da? Da, să rămână. Da, cam atât ar trebui să fie. Știi ce o să faci, nu o să ștergi aia? Să putem să o construim cum trebuie. Sus aici e bine, dar trebuie să tragă în perspectivă. Atenție la norișorii ăștia pufoși. Sunt prea pufi, știi? Să fie un picuț mai abstractizați. Că de aceea e desen de arhitectură. Abstractizăm, da? Nu desenăm cum vedem, desenăm cum știm. Da? Folosim mai mult latura aceea intelectuală decât latura emoțională, da? Hai, să desenăm mare, da? Foarte bine. Și ai făcut aici un sertar de ăsta? Da, n-ar ști ca să-i pui un pic de sticlă, știi? Sticla mai retrasă în interior și prin diagonale împărțim toată chestia asta. Da? Verticală, va, mouse-ul ăsta. Da? Ca să fie sticlă exact cum ai schițat-o sus. Foarte bine, next. Da, nu e rău. E greșeală de perspectivă aici, asta să fie mai scurt. Să tragă mai agresiv pe o parte, da? Avem o mică iluzie optică, cum ai făcut eu. Da? Și ce mai scurt, de asemenea? Tot așa. Pune boscheței aia, caroiajul pe care ne stă căsuța. Da? Foarte bine. E, aici avem o problemă, nu poate să existe așa ceva. În gest de genul ăsta nu există în viața reală. Nu se justifică nimic. Ce face? Se uită la pardoseală? Dacă aici poate era pe o margine în aceea de munte, se uita în hău, poate, știi? O să ai multe de șlefuit la cum vezi tu lucrurile, da? E ok. Hai, punem o copertină aici. Da? Schimbăm materialul aici, punem lemn. Scăpăm de asta, lăsăm simplu. Știi?
așa simplu ca o cutie simplă de, na? Cub. Lemn aici, copertină aici, un pic retras lemnul față de partea asta. Da, foarte bine. Și să vedem după aceea cum arată. Da, o să mai punem o corectură. Foarte bine, dar e prea la început ca să spun mare lucru. Hai, umbre purtate, știți voi, nu le faceți așa superficial. Dacă sunteți voi mai superficial, că atât dispanșele mai nașpa. Și rămâneți pe loc în loc să creșteți. Copiii aia care, cum se numesc? Care rămân în urmă cu mintea. Au un cuvânt, da? Fără de-astea. Foarte frumos, GD-ul rezolvat, da. Da. Foarte bine. Ăla-i. Bravo. Deci avem o problemă însă. Ce asta, vâsc? Voi prea le faceți ad literam, adică când vine momentul să fiți un pic creativ, chiar trebuie să vă construiți instinctul ăla de a fi creativ, da? Adică ultima dată când fac corectură într-un bar, că vă să iau de pedala aia dublă ca naiba. Da? Să construiți toate lipsele astea. Asta cu compasul, muchile astea mai scurte, sunt prea cărnoase. Distrag atenția de la perspectivă. Wow, metalica. Așa. E prea făcut cu gură. Să desenezi și mai finuț un pic, da? Unul la mână. Construiește tot. Eu nu văd suficientă construcție aici. Asta nu se văd în spate construit. Întărește-le dacă ai construit deja. Doi la mână. Volumele astea să fie și ele mai ca volume. Are nevoie de treimea aia. Știi că avea o treime albă și cu umbriță într-o parte, da? Și pe aceea ce-i cu zgălele astea? Zici că e stuf. Da? Fără stuf. Sper că n-ai făcut planșa. Asta e tot planșa de la pregătire. Nu mă exprim destul de clar. Nu înțelegeți când zic să reluați o planșă. Să reiei ce crezi că înseamnă. Să o iei, să o mai faci odată. Să o reiei, să o pui pe planșetă și să te mai uiți la ea. Nu, mai faci odată. Pe fundală aici, că asta este prea mult tabla asta. Atenți. Foarte important să fii atenți. Da? Și aici vine fundal din ăsta de sus, da? Similar și aici. Nu poți să ai caroiajul ăsta chiar atât de mult. Că ție... Distrage atenția de la compoziție. Pune aici hașură, umblutură. Da? Hai, umbrițe. Eu nu văd umbre. Nu văd umbre la volumele astea. Sunt prea gri toate. Ziceam că partea luminată rămâne luminată. Da? Ia uite. Da, nu e rău aici. Nu e rău. Asta să fie un pic mai mare totuși, știi el ăsta. Da? Și 5 trepte. 5. Da? Ca să urci un metru. Nu e rău, ia uite ce bine construit aici totul. Foarte bine. Așa. Da, eu te întreb, de ce face ca un robot aceeași chestie de 5 ori? Nu aveam 3 feluri de peste, de 4 ori. Nu sunt specialist. Nu am zis că trebuie să ai o perspectivă aeriană, una de jos în sus. Da? Oribil m-a asustat. Hai că o să rezolv și problema asta tehnică, că văd că nu... Și nu avea mereu o alee, o umbră purtată. Tu ai făcut asta invers, ai pus umbra pe partea cealaltă. De ce faci asta? De ce faceți lucruri care nu au nicio noimă? Timpul e scurt, nu ți-l rosi cu prostii. Da? Hai să reluăm astea cum trebuie. Să corectăm asta cu alee, umbră purtată și asta mai scoasă în evidență. Și poți să-i pui alt material peste. Da? Un textură din aia de lemn. Nu e rău. Casa asta n-are acoperiș. Da? Atenție la perspectivă, că nu e bine construită. Plin de greșel, da? Să trag la punctul ăla de fugă din dreapta. Asta vine în continuare. Da? Nu sunt paralele chiar așa. Trag în continuare la punctul ăla de fugă dintr-o parte. Da? Și nu uita aici, trebuie să fie rampele alea care urcă un metru. Da, iese în față cumva.
Și aici asta, da? Este o copertină. Uite-te de mai multe ori pe corectură dacă ai nevoie, până țin în minte, știi? Da, linia orizontă, uite, perfect simetrică. Parcă e magie. Dacă vă ceream să o măsurați, nu observația de linie. Dar simetrică. Linia orizontă trebuie să fie pe aici, pe undeva. Da? Oamenii atâta sunt. Că orice am zis, da? Atâta e omul. Să zicem, da? A, mă, câte umplutură de hașură. Să fii atentă să nu fie atât de mult, că e de multă risipă, da? S-a mai pus odată. Da, foarte bine. Și din deștia n-au mucheia cu alb. Se vede. Da? Te sfera cât de curat arată. Și din deștia apar dubioși, așa ca și cum e lăsa nesupravegheați. Cine știe ce prostii fac, da? Să fim atenți să nu pățim chestia asta, da? Cu cilindra și... Da, foarte ok. Să fie aici o umbriță purtată, da? Și treimea aia, da? Griul albă aici și griuleț în partea asta, da? Mai bine, mai puțină hașură. Hai să încercăm să-i facem și reflexii, da? Să reflectăm pe suprafața asta. Uitați-vă pe videourile alea, pe speed up, că vă ajută. Da? Mai prindeți trucuri de acolo. Schițați trucurile ca să le țineți minte. Foarte bine. Asta e o compoziție interesantă, care are multă emoție, dar ăsta, conul ăsta, intră de 20 de ori în găleata asta, da? Ora la povesticare, trebuie să fie un pic mai mare. Știi? Poate mai plat. Știi? Să fie un pic mai aici, așa. Și vezi, nu poți să lași dominanta verticală, să-i lași golul ăsta aici, că sparge complet compoziția. Să pui dominanta verticală cât mai apropiat, să nu aibă gol, știi, să fie totul ca un ansamblu. Ia să ne uităm un pic. Da? Să fie totul subordonat ei. Astea au cam aceeași mărime în proporție pe foaie, trebuie să fie mai mare asta din față, da? Ai umbriță și aici, nu e rău desenul. Dar hai să corectăm chestiile astea compoziționale, că altfel arată ca naiba. Arată ca și cum ai încercat și... Da? Fiți disciplinați cu voi, nu mai lăsați idei de astea de mâna a doua să scape. Da, și aici o... Tu aici parcă copia de pe fix compoziția de data trecută. Să fiți un pic mai inteligenți, că nu merge doar cu atâta. O să fii cât de ambițioasă vrei tu. Dacă nu ești inteligentă, ambiția aia e... Nu e bine. Păi unde e linia orizontului? Nu, asta trebuie să o reiei, că e complet anapoda. Asta e simetrică față de... Naiba. E simetrică față de linia orizontului. Sunt astea prea... Nu e nimic desenat la mâna liberă, în primul rând. Desenat din prima la teu și e chiar. V-am zis, mâna liberă întâi. Altfel arată infect desenul. Trebuie să zic infect de fiecare dată ca să înțelegeți. Nu pot sugera și să vă prindeți sau trebuie să vă fac de râs mereu. Deci mâna liberă umple foaia. Clar că ai pus totul la teu și e chiar din prima. Și formul ăsta să fie în fața dominantei verticale, cumva. Da? Deci simetria asta un pic mai... Deci așa e. Pasul 1, linia orizontului la o treime, da? Pasul 2, perspectiva, o corelăm în funcție de linia orizontului. Pasul 3, partea asta vine în față. Asta ar fi ok cu conul ăsta mai mare un pic, da? Hai, mâna liberă aici, că nu... Asta arată oribil. Hai să vedem, mai fac o corectură pe vineri. Da?